Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitate în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc că sunteți aici pe Frecvența Veștilor Bune alături de noi la Radio Voce Evangheliei București. Continuăm tematica din ediția precedentă despre atașamentul în relație. Ne bucurăm să o avem din nou împreună cu noi, în studioul Prodocens, pe doamna Ștefania Botez, președinta Asociației Consilierilor Creștini de România, psihoterapeut, consilier creștin. Bun revenit în emisiunea noastră! Bine v-am regăsit! Aș vrea să reluăm cumva subiectul din ediția precedentă, înainte de a aborda și partea negativă, să punctăm anumite tipologii Tipuri de atașament, pentru că uh, sunt uh, forme diverse, contexte diferite, așa cum ați menționat. Și pentru a fi așa, o imagine mai complexă pentru ascultătorii noștri v-aș ruga să punctați aceste uh, forme. Sigur, tipuri. data trecută am intrat puțin în subiectul acesta și am uh, subliniat realitatea existenței atașamentului în toți oamenii și în toate relațiile dintre noi. Aș vrea de data aceasta să subliniez că există niște elemente, niște factori care contribuie la apariția un anumit tipar. Fiecare dintre noi ne-am dezvoltat în timp un tipar de atașament. Ce sunt semne acest tipar? Practic e ca un fel de schemă cognitiv-emoțională, e un fel de matriță, e un fel de pattern, în care ne-am ne structurat modalitatea în care decodificăm, pe de-o parte, adică interpretăm ce se întâmplă pentru noi în relații și dăm un anumit tip de răspuns. Deci, tiparul de atașament este modul în care interpretăm relațiile și răspundem la aceste relații. Factorii care contribuie la apariția unui tipar sau altul, specialiștii au studiat și au înțeles cumva că există acolo și un factor genetic, ceva din moștenirea noastră, din moștenirea noastră genetică și ereditară în același timp, ne determină pe noi ca unul să răspundă într-un fel, altul într-un fel, să-și crezi un tipar sau altul. De asemenea, în această zestre genetic ereditară se încadrează și temperamentul, care este o componentă nativă a personalității noastre. Iar temperamentul este latura energetic-operațională, adică modul în care noi facem lucrurile. Unii dintre noi suntem foarte extroverți, repede intrăm în relații, spunem foarte ușor ce ne trebuie, suntem sociabili, iar alții suntem introverți, știm noi, după clasificarea aceea clasică modalitatea aceasta în care facem lucrurile, extrovert sau introvert, contribuie la formarea tiparului nostru de atașament. Pentru că unii dintre noi vom enunța mai ușor, mai simplu, am nevoie de asta, trebuie, dăm, făm și așa mai departe, iar alții vor fi cumva internalizați, interiorizați, mai greu vor exprima și atunci face parte din contribuția la apariția tiparului. De asemenea, contextul acela biologic și fiziologic al, și o să subliniez, al dorinței părinților de a avea un copil, condițiile prenatale. Dacă sarcina a fost dorită, dacă mama e sănătoasă, dacă relația maritală e împlinitoare, dacă există satisfacție maritală, toate acestea creează ca un fel de teren, ca un fel de câmp pe care să așează uh, lujerul acela care, sămânța aceea care va genera un copil nou. Da? Și contribuie la o stare de bine sau de rău, de suferință sau de respingere din fază intra uterină și al concepției. Fac o mică paranteză. Aduceți-vă aminte biblic vorbind despre faptul că uh, erau doi oameni înaintați în vârstă și nu aveau copii și atât de mult și-au dorit un copil și atât de mult au vrut ei și-au cerut de la Dumnezeu. Și sigur, avem câteva personaje biblice și cupluri, de fapt, și în Vechiul și în Noul Testament. Dar oamenii aceștia la care mă refer și-au dorit foarte mult un copil, a venit cu promisiune, a venit finally în cele din urmă și a fost un copil bine primit de către părinți. Și apoi a fost bine primit pentru că în planul lui Dumnezeu avea o semnificație aparte acest copil și iată chiar din faza intrauterină copilul acesta tresaltă de bucurie când recepționează la nivel spiritual și pe undele acelea psihologice și spirituale Duhul Adevărului. Da? prin gura mamei Domnului. El tresaltă, adică are răspuns. Are un răspuns, asta vreau să subliniez. Și atunci, toate condițiile acelea prenatale, fetale, prin care copilul se zamislește și vine în naștere la, la viață, contează și ele. Și un alt element care va contribui la apariția tiparului va fi stilul parental, climatul familial în care copilul se dezvoltă, cum este el, crescut, hrănit susținut emoțional știm foarte bine deja prin studii efective și științifice medicale, că unui copil îi trebuie nu doar o îngrijire fizică ci îi trebuie un aport emoțional de căldură și dragoste și cu atât mai mult cu cât acolo există și prezența dragostei lui Dumnezeu, deci atât elementele care vor concura la apariția unui tipar sau altul iar dacă este vorba să vorbim despre tipare, în primul rând avem două mari categorii de tipare. Categoria tiparelor securizante și categoria unor tipare insecurizante. În realitate, pentru creierul nostru și psihicul nostru, totul se transpune în siguranță. Dacă sunt sau nu sunt în siguranță. În mecanismul cerebral există acolo uh, o formațiune care e foarte responsabilă de a scana realitatea percepută de către copil, încât să transmită la pupitru de comandă, în creier, la toți centrii atenției, vigilenței, supraviețuirii, dacă acest copil este în siguranță sau nu este. În momentul în care creierul detectează în amenințare, fie fizică, fie... Uh, emoțională, psihologică, creierul avertizează prin sistemul limbic și prin prezența unei mici glande acolo, amigdala. Prin toată formațiunea aceasta se declanșează un mecanism de care toată lumea vorbește și e cunoscut, și anume mecanismul supraviețuirii pe care îl numim luptă sau fugi. În momentul în care o amenințare percepută este decodificată de creier, mecanismul acesta instinctiv de apărare ne pune pe modulul de a face ceva ca să fim înapoi în siguranță. Să nu murim, să nu fie prea mare suferința, să nu putem purta, să ne păzim, să ne prezervăm. Și atunci, în funcție de decodificarea pe care o face creierul și de maniera în care va răspunde, fie în forma luptă, ca să mă apăr, fug ca să mă apăr, încet, încet copilul va răspunde în manierele acestea. Unii dintre copii, spuneam, datorită și temperamentului, zestrei genetice și modul în care este interpelat, este, se întâmplă interacțiunile dintre el și părinte sau mediu adult, va răspunde sub forma luptei pentru siguranța lui intrinsecă. Și atunci când el va răspunde mereu prin mecanismul de luptă, își va forma un tipar de luptă în relații. Luptă pentru ce? Va lupta să fie auzit, să-i fie cunoscute nevoile, să-i le audă cineva, să-i le înțeleagă cineva și să-i răspundă pentru împlinirea lor. Alți copii, în momentul în care există nevoi neîmplinite, ei vor și amenințări, da? Amenințarea înseamnă că nevoia nu e împlinită. Creierul acestor copii va răspunde pe celălalt modul, de evitare, de fugă. Ca să supraviețuiesc, mecanismul meu neurologic zice fugi din situația amenințătoare, critică, fugi, pleacă, nu sta acolo, e prea multă tensiune. Și în momentul în care e prea multă tensiune, pentru unele creiere, pentru unele mecanisme, va fi mai lesne și mai relaxant, mai safe. Să se retragă. Cum o să se transpună asta în tipar de atașament? Copiii care recurg la metoda de fugă ca apărare și supraviețuire își vor reprima emoțiile intense, își vor reprima, își vor nega în timp emoționalitatea, pentru că pentru creierul lor este atât de mult încât au sentimentul de copleșire. Și pentru că se simt copleșiți, reprimă, suprimă, fac split, adică se deconectează de situația afectogenă, de tensiunea emoțională prea mare, și în timp își formează tiparul de atașament evitant. Spuneam că avem două categorii mari, securizant și insecurizant. Pentru tiparul, pentru categoria securizant, avem doar un singur tipar: tiparul securizant. Pentru tipologiile din categoria insecurizantă, avem două, ba chiar trei tipare de atașament. Acolo vom găsi anxioșii, tiparul anxios, tiparul evitant și tiparul dezorganizat. Dacă îmi permiteți, voi spune câteva cuvinte nu, nu, despre sigur. fiecare. Despre securizanți, creierul acestor oameni, acestor copii, are mai multă liniște. E mai mult echilibru neurologic în primul rând. De ce? Nu știm. Din cauza zestrei genetice, probabil, și a uh, softului lor genetic. Și atunci, pentru că e mai puțin anxietate decât ce la ceilalți, oamenii care își formează tiparul securizant de atașament uh, vor avea sentimentul de liniște, de securitate. Ei vor fi ok cu ei înșiși, vor fi ok cu relația, vor avea mai multă încredere în părinți, în oameni și atunci în mintea lor nu există atât de multă amenințare neurologică. Și sunt oameni mai deschiși care în momentul problemelor în viață spun despre situații și relații ok, trecem prin ceva greu, e adevărat, există o problemă, dar sigur există și un răspuns. Sigur vom găsi noi calea să rezolvăm lucrurile. Securizanții, deci, internalizează mai multă siguranță neuropsihologică și implicit relațională. Dacă ne ducem spre categoria tiparelor nesecurizate, nesecurizante, insecurizate, avem acolo, spuneam, anxiosul, evitantul și uh, tiparul dezorganizat. Tiparul anxios. Pentru oamenii care dezvoltă acest tipar, este foarte multă anxietate neurologică intrinsecă, la nivel de substanțe, la nivel de afect, de ceea ce trăiesc ei intern. E multă neliniște, e foarte multă panică. În momentul în care acești oameni simt ruperea sau distanțarea în relații, pentru ei apare această anxietate de separare, o numim și sunt agitați și îngrijorați, înspăimântați că vor pierde figura de atașament, că vor pierde relația, că nu vor avea pe cine se baza, că nu sunt iubiți și valorizați suficient, ori asta îi uh, bagă direct într-o formă de angoasă existențială. Și atunci, din anxietatea aceea, ei vor face tot ce pot ei să enunțe, să reclame, să folosească tot felul de comportamente de protest, spunem, în cazul anxioșilor, ca tipar, să le enunțe figurilor cu care sunt în atașament că, hei, vezi nevoile mele, te rog, observă că am nevoie de tine, e ceva care nu e împlinit, mă vezi, mă poți vedea, mă poți observa, ești aici pentru mine, vor renunța foarte virulent cei care au tiparul de atașament anxios. Deci, subliniez, tiparul anxios va lupta pentru relații. Neurologic, se duc pe tiparul luptă atunci când ești în amenințare. Luptă să-ți obții siguranța. Și vor folosi foarte multe comportamente de protest. În traducere liberă, aceste comportamente de protest sunt uh, acuze, plâns, uh, tantrum la copii, uh, nervozitate, opoziționism. În relații, în general vorbind, vor fi criticile, cerințele obsesive sau recurente, vreau, dămi, fămi, da? Pentru tiparul evitant, următorul, care este insecurizant, spuneam adineauri că acest creier al evitantului se simte copleșit emoțional. Dacă nevoile nu îi sunt împlinite, dacă e multă tensiune în relații, el nu poate face față are sentimentul acela că îl copleșește din punct de vedere neurochimic. Acolo e foarte mult hormon de stres, e cocktailul acela de cortisol, dopamină, adrenalină, care se naște și care mă inundă la nivelul creierului și în mine se creează o reacție emoțională copleșitoare. Și tot ce simt eu atunci este nevoia să mă retrag, să am spațiu. Evitanții chiar și spun. Și auzim în discursul lor, mă sufoc, e prea mult, îmi trebuie spațiu, lasă-mă puțin să-mi revin. Deci, ei vor face splitul acesta, ei se vor deconecta când tensiunea este prea mare în relație. Și enunțam faptul că există și un al treilea tipar insecurizant, cel dezorganizat, în care, de fapt, copiii uh, respectivi au de obicei un istoric de abuz, de abandon, de traumă. Acolo nu se poate vorbi că s-a instalat un anumit pattern, pentru că viața a fost extrem, con conjunctura a fost atât de uh, nefastă și afectogenă cu acești copii, uh, i-a luat prin surprindere încât creierul lor n-a reușit să înțeleagă ce este predictibil în relații și cum să răspund într-un mod uh, deja automatizat. Și atunci e foarte multă dezorganizare neurochimică și emoțională și pentru copilul cu un astfel de tipar e foarte greu să decodifice dragostea, nu recunoaște pentru că n-a trăit-o, e pentru el mai degrabă viața este extrem de amenințătoare și atunci el va fi mereu într-o hiper, hipervigilență, dar n-are în realitate ca anxiosul și evitantul un tipar predefinit deja de a răspunde într-un fel sau altul. E foarte greu să lucrăm cu oamenii cu tiparul dezorganizat și de obicei se întâmplă cu copiii din adopții, cu copiii, cum am spus, instituționalizați, abuzați, cu traume intense. Cam așa stau lucrurile. Și, în realitate, fiecare dintre noi avem un tipar. Deci, dacă noi supra-spiritualizăm și spunem, a, asta e doar pentru oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu, pentru oamenii nespirituali. Nu! Spiritual sau nespiritual, din punct de vedere a atașamentului, toți ne-am format în viață și în relație un tipar. Pentru că, de fapt, este prima noastră decodificare și întâlnire cu viața. Care? dacă eu sunt safe, în siguranță, adică în mâinile oamenilor, în spațiul acesta creat sau sunt în nesiguranță. Și atunci așa am decodificat și voi răspunde pe măsură. Da, în timp ce vorbeați, doamna Ștefania, încercam să mă autoevaluez, să văd și eu pe unde sunt. E clar că e nevoie aici de un exercițiu și de anumite uh, teste și de uh, aplicare serioasă uh, pentru a vedea unde ne regăsim fiecare dintre noi uh, și probabil că va fi așa pentru ascultătorii noștri un exercițiu, o temă de lucru și pentru cei care, uh, eu știu, ați reușit să le stârniți curiozitatea, să caute să se definească. Uh, aș vrea să ne ajutați un pic și pe partea aceasta de soluții, pentru că mă gândeam cele două tipologii, securizantul, insecurizantul și apoi pe partea de insecurizare cele trei. Evident că în viața noastră umană sunt anumite puncte critice, momente dificile de depășit și ne creăm, cum spuneați, anumite forme de luptă sau de fugă. Uh, și acele paternuri uh, au așa o amprentă de-a lungul vieții asupra noastră. Și uh, întrebarea ar fi, avem anumite soluții, atât din punct de vedere științific, dar și biblic, pentru a le depăși? Da, sigur. Eu vreau doar să mai subliniez faptul că tiparul se formează. Pe la 9 luni a copilului, deja putem să-i vedem trăsăturile tiparului, iar la 2 ani deja este format tiparul. Ce deci, se mai poate schimba? E o întrebare care vine de obicei când vorbim despre asta. Realitatea este că, vedeți, în viața pe care Dumnezeu a gândit-o și a creat-o, nimic nu-i fatidic. De ce? Pentru că există harul, există dragostea și există dorința lui Dumnezeu ca viața să fie. O viață din abundență, adică o viață plenară, trăită în siguranță și în dragoste și acceptare. Sigur că doar crucea face posibil acest lucru, adică tot acțiunea lui Dumnezeu de a restaura omul. Regenerare. A regenera și a restaura omul. Deci, schimbarea este posibilă datorită dragostei lui Dumnezeu și a efectiv a naturii vieții care vine din Dumnezeu pentru că el o restaurează și deci dacă un copil dacă un om și-a format deja de foarte timpurie un tipar insecurizant fie că evitant fie că este anxios sau și dezorganizat deci în cazul tiparului dezorganizat este extrem, extrem de greu de lucrat. Sigur că la Dumnezeu totul este cu putință. Dumnezeu poate face minuni și va face și este același Dumnezeu al intervențiilor pe care el le face și Slabă pe care lui. el le dorește, dar noi trebuie să înțelegem și deja știm că nu noi coordonăm minunile, ci Dumnezeu le întreprinde atunci când și cum crede el de cuvință. Când Dumnezeu nu are în vedere o minune din aceasta ca un act spontan și absolut supranatural, cam toate procesele transformării și ale schimbării sunt procese în care omul trebuie efectiv să colaboreze cu adevărul, cu funcționalitatea, cu viața, cu viața din Dumnezeu, cu viața adevărată și plenară. Și atunci se poate schimba prin colaborarea cu adevărul și când spun adevăr, eu personal mă refer la cele două aspecte ale, sau mai bine zis la cele două maniere în care adevărul se relevă și anume adevărul prin creație și adevărul prin revelația specifică, prin scriptură. Ele sunt cele două mari maniere în care adevărul se face cunoscut. Creația. Și ce o să am de aici? O să am studiu și observația științifică asupra realității vieții, din care învăț cum funcționez și ce ar trebui să fac să funcționez după cum am fost creat și după cum e programul, softul gândit să fie sănătos și funcțional. Iar Revelația specifică, Biblia, vine doar să-mi confirme, vine să-mi întărească că ce observ prin maniera științifică e pertinent și susținut și revelat prin cuvântul biblic. Aici e o foarte mică paranteză ce spun acum, și anume, pentru mine este absolut, nu știu cum să folosesc un cuvânt, să exprime cât mai bine. Amazing, este uimitor, este copleșitor să văd și frumos să văd cum adevărul biblic este confirmat în cercetarea științifică și ceea ce știința modernă, de bună intenție, aia obiectiv științifică, nu interpretativ nu știu cum, relevă, constată că în scriptură era enunțat de mii de ani. O grămadă de astfel de observații le pot face ca om care am studiat atât scriptura, cât și partea psihologic-științifică, să văd că, de fapt, Dumnezeu vorbește prin cele două maniere același lucru. Și atunci, revin la subiectul nostru. Iată, Dumnezeu ne arată și ne spune cum să funcționăm noi corect de mii de ani, e scris, e revelat. E important să avem ochi să vadă și urechi să audă. Dar știința vine să ne decodifice într-un limbaj contemporan aceleași lucruri pe care Scriptura le zice. Și spuneați, mă întrebați, cum se poate corecta, ce se poate face? Dacă am spus că tiparele insecurizante sunt și datorită ceva din genele noastre, dar chiar și aspectul ăsta genetic, de ce au ajuns oamenii să se nască cu o predilecție, cu o înclinare spre insecuritate? Părerea mea personală, fundamentată de fapt biblic, este că da, cauza primă sau ultimă e într-adevăr ceea ce relevă Scriptura, așa nume, deconectarea noastră de la sursa funcționării corecte, de la izvorul apelor vii. Când ne-am deconectat de acolo, programul s-a virusat, întreg softul uman s-a virusat. Și atunci noi am devenit oameni care nu mai știm să dăm siguranță în relații, chiar ca și părinți. Noi ne dorim ce este bine, dar nu știm să facem binele acesta. Iată, Apostolul exprimă atât de frumos, cu mintea îmi place, înțeleg că există binele, înțeleg că ar trebui să funcționez mai eficient, dar văd altceva, că ce văd altceva? Că sunt impulsiv, că sunt indisponibil uneori, că nu reușesc, deși mă trudesc, deși am intenții bune, nu știu care e maniera cea bună. Și atunci, ce e de făcut? o nenorocitul de noi, de mine, ce să fac? Păi să fac cele două lucruri. Să mă reconectez cu sursa vieții, pentru că din Duhul lui Dumnezeu voi primi călăuzire, putere, regenerarea aceea care este atât de necesară și în același timp să-mi deschid mintea și inima și așa cum tot Scriptura îmi spune, să cercetez toate lucrurile, să analizez, și să păstrez din observații tot ce este bun, în consens cu adevărul revelat biblic, și să fac pași spre a mă întoarce înapoi la ce? La viață din abundență, la securitate, la relații funcționale, la împlinire. În mod operațional, ce înseamnă asta? Dacă avem un copil sau noi înșine ne-am format un tipar insecurizant, când am fost mici, N-am ales noi lucrul acesta. Iată, softul meu personal a răspuns fie într-o manieră anxioasă, ca tipar, fie într-o manieră evitantă, poate securizantă. Deci, nu eu am decis, ci sinele meu, personalitatea mea, și-a dezvoltat acel tipar. Însă, dacă sunt insecurizat, eu am nevoie în viață să întâlnesc oameni care atât prin Duhul lui Hristos, cât și prin informația de specialitate corectă a funcționării umane, învață cum să mă securizeze. Deci, oricare dintre noi, în momentul în care întâlnește dragostea, susținerea, securizarea, și anume ce o să însemne asta, că celălalt e dispus, e disponibil, e accesibil, e receptiv, să-mi vadă și să-mi înțeleagă nevoile mele și să-mi răspundă potrivit cu ceea ce este acolo de împlinit. Dacă eu voi enunța, de exemplu, sunt tiparul anxios, ca tipar anxios, voi reclama, voi fi supărat, voi fi critic, poate, voi spune. Sub o formă subliminală, nu directă, că nu m-a învățat nimeni să spun direct, știi, tati, știi, mami, vreau să mă strângi în brațe, acum mă simt speriat și amenințat. Poate că unii părinți își învață copiii astfel de lucruri și foarte bine fac. Da? Dar dacă nu m-a învățat nimeni să fac asta, voi reclama că sunt speriat, că nevoia este să fiu liniștit sau că mă simt speriat, amenințat, în pericol. Voi enunța într-un mod disfuncțional, pentru că nu știu să o fac funcțional. Însă omul care e condus de dragoste, de Duhul Adevărului și al Dragostei și cunoaște informația, înțelege, va fi receptiv și va zice, ei, ce se întâmplă? Ce ți s-a întâmplat? Păi uite, sunt speriat, la școală sunt amenințat, am bullying din partea colegilor, nu, nu mă pricep acolo, nu știu să fac asta, mă tem de un lucru sau altul. Și părintele sau figura mea de atașament sau semenul meu cu care sunt într-o astfel de relație de susținere reciprocă va veni și îmi va întâmpina nevoile. Dacă ne întoarcem la David și Ionatan, David este cel amenințat care are nevoie de susținere în situația dată. El este amenințat de un factor din afară, în speță împăratul și gelozia și invidia împăratului. Iată figura lui de atașament a Ionatan, da? David, zice, mă, eu, e, 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 e ceva de viață și de moarte. Uh, nu știu cum să fac, nu știu de ce mi se întâmplă asta, da, dar sunt panicat. Ionata zice, eu sunt, eu sunt cu tine, sunt aici, bizuie te, voi fi de partea ta, voi încerca să te protejez. Iată, deci, o relație în care, într-o situație, acolo David denunță ca un anxios, da, sunt în pericol, să știi că mă amenință, uh, celălalt este securizant ca tipar de răspuns și zice, oh, nu prea cred, chiar așa, nu dă circumstanței de reavoință în primă instanță. De asta spun că e un securizant. El zice, oh, chiar așa să fie? N-aș crede, dar verificăm. Securizantul spune, verificăm, hai să vedem ce se poate face. Dacă e cu adevărat o amenințare, eu voi încerca să te protejez, să fiu de partea ta cât mai mult cu putință. Iată, spun ce se poate face în momentul în care vedem și învățăm, dacă chiar avem nevoie să învățăm? Noi nu mai putem fi ignoranți. Avem nevoie de informații. Iar Biblia cu mii de ani ne spune cercetează. Creștinul nu e ignorant. Uh, sintagma uh, nu crede și nu cerceta nu aparține creștinismului. Biblia ne zice cercetează, înțelege și păstrează ce este din adevăr. Da? Dumnezeu vrea să fim cu capul deschis cu mintea deschisă. Deci, dacă vom învăța ce trebuie să facem, să învățăm să decodificăm nevoile copiilor, a celorlalți, a figurii de atașament și a figurilor cu care noi suntem într o relație de atașament. Deci nu doar copiii au nevoie de atașament. Noi pe măsură ce creștem ca adulți, aceste nevoi de susținere, alinare, liniștire, protecție, disponibilitate din partea cuiva rămân în noi. Pentru toată viața. Și atunci avem nevoie, și ca adulți, de susținere, de atașament. De aceea, așa cum ați spus dumneavoastră prima dată, în prima asta intervenție, și în cuplu există atașament. Oamenii au nevoie să învețe aceste lucruri. Au nevoie să înceapă să identifice care sunt nevoile celuilalt, dar așa lui personal. Când e vorba de nevoile mele, am nevoie să învăț să le enunț cu blândețe, nu reactiv și subliminal, nu pe alte căi disfuncționale, ce ar trebui să vin să spun în autenticitate, în vulnerabilitate, în lumină și în adevăr, să-ți spun, sunt speriat, mă tem, am nevoie, fi alături, strângem în brațe, ține-mă de mână, fi, departea de partea mea, nu mă lăsa singur, apără-mă. Iar când e vorba despre celălalt în relație, ar trebui ca eu să învăț ce nevoie are partenerul meu, copilul meu, semenul meu, să încep să îi le decodific, să îi le citesc, și să înțeleg cum să vin să fac aceleași lucruri, să-l liniștesc, să-l alin, să fiu de partea lui. Doamna Șefania, trebuie să recunosc că am mai fi avut multe lucruri de punctat aici. E un subiect foarte captivant și provocator, în același timp, un subiect care ne prinde, ne caracterizează în viața de zi cu zi. Și vreau să vă mulțumesc pentru gândurile frumoase. Suntem pe final de emisiune, și aș vrea, așa doar, o concluzie, ceva care să rezume tot ceea ce ați spus, o provocare pentru ascultătorii noștri. Desigur, eu îmi doresc foarte mult ca toți dintre noi să înțelegem aceste realități, să le studiem, să fim oameni deschiși și disponibili să învățăm să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ne susținem reciproc, pentru asta avem nevoie de cunoașterea adevărului biblic și a adevărului funcționării noastre și să devenim acei oameni și să dezvoltăm acele relații pe care de fapt Biblia le numește și le pune sub apanajul dragostei, pentru că a avea grijă, a îngriji, a cunoaște care sunt nevoile celuilalt și a fi disponibil să-l ajutăm, să-l împlinim, să-l susținem, susținem, este exact ceea ce Domnul Iisus spunea, e mai ferice să dai, să oferi suport, să oferi disponibilitate și dragoste și pe acest fundament, de fapt, se clădește viața din belșug și trupul lui Hristos ca funcționare. Amin. Doamne ajută așa să ne ajute Dumnezeu să facem. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru gândurile frumoase. Vă dorim multă binecuvântare, har, sănătate în slujirea pe care o faceți, atât în partea aceasta, a zice eu, psihologică, academică, profesională, dar și în partea aceasta spirituală, în lucrarea lui Dumnezeu. Vă dorim multă binecuvântare. Mulțumesc foarte mult. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunea Actualitatea în Obiectiv. Ne-am bucurat să discutăm împreună cu invitata noastră, doamna Ștefania Botez, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România și psihoterapeut, consilier creștin, despre atașamentul în relații. Ne învață cuvântul lui Dumnezeu să îi privim pe ceilalți mai presus decât pe noi înșine, să ne iubim aproapele mai mult decât ne iubim pe noi. Așa să ne ajute Dumnezeu, vă doresc multă binecuvântare, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sunt Daniel Alexandrescu și vă dau întâlnire data viitoare aici la Radio Vocea Evangheliei București. Până atunci, fiți binecuvântați!